După ce s-au trezit, patru dintre concurenții erau pe terasa fetelor și împărtășeau impresii despre cum au petrecut noaptea. Cristi și Liviu au dormit pe jos și spunea Cristi că a fost cea mai bună idee aceasta de a dormi pe jos, pentru că a putut să țină mâna cum a vrut el, nu a trebuit să o spânzure cumva ca să ajungă la persoana cu care era legat, adică la Andrada. Că cei care au dormit în paturi separate au trebuit să stea cu mâna în jos și era nasol că le amorțea. Iar Liviu a zis că și el a dormit bine. La un moment dat, chiar Maria s-a întors pe partea cealaltă, dar a fost ok, nu s-au dezlegat, nu s-a întâmplat nimic. Cristi mai spunea că a fost deranjat de Delia și Caled, că s-au foit, veneau, plecau, iarăși veneau, iarăși plecau. Și că... Se făceau o ușoară gălăgie și îi trezeau, probabil. Una peste alta, pare că toată lumea s-a descurcat la acest task. Vom vedea dacă a fost cineva descalificat în live-ul de astăzi.